În urmă cu aproximativ două săptămâni, un localnic din Supuru de Jos a reclamat polițiștilor din cadrul postului de poliție Supur faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa de unde au sustras diferite bunuri. Din cercetările efectuate la fața locului a rezultat faptul că pentru pătrunderea în locuință, autori au folosit chei potrivite, iar din imobil au sustras trei telefoane mobile, o cameră digitală, două tablete și un ceas de mână electronic. După ce s-au efectuat cercetări, oamenii legi au descoperit iar făptașul. Este vorba despre un minor în vârstă de 14 ani care se afla la prima faptă de de acest gen. Bunurile sustrase au fost recuperate, iar reclamantul și minorul s-au împăcat, în acest caz răspunderea penală fiind înlăturată.